Salutare tuturor și bine v-am găsit la cel mai fericit, împlinit videoclip pe care l-am făcut de până acum. Da, am făcut-o și pe asta. Locul 1. Este prima dată când particip la un concurs, mai ales la un concurs atât de mare și important în industria asta, și am câștigat. Am luat loc întâi. Tot nu vine să cred că este asta și tot nu vine să cred că este vorba despre mine. Acum, după ce vreau să fac videoclipurile pe care încă mai am să le editez și o să vi le pun după asta, dar acum iasă de moment și trebuie să-l termin, mă gândeam să vă spun cum a fost experiența mea, ce am făcut, ce am mai descoperit, ce urmează să mai fac și așa mai departe, dar s-au dat toate peste cap și uite-mă în situația asta. Campion european. Da. Eu aș fi fost super încântat doar să mă duc acolo, să am mașina în hală, o să vedeți de câte ori spun am mașina în hală, hală, hală. Dar da, se pare că munca a fost răsplătită așa cum trebuie. Oricum, nu-mi însușesc eu rezultatele astea în proporție de 100%, fără un instalator atât de priceput și atât de bun și, mă rog, să fie de acord cu ideile mele și să vrea să se autodepășească, nu aș fi reușit. Aici e vorba despre Norbert, el este instalatorul meu. De asta de la început am avut încredere în abilitățile lui și în cunoștințele lui și mi-am dedicat încrederea 100% în mâinile lui. Nu m-am îndoit niciodată de abilitățile lui. Și da, acum i-a fost răsplătită și munca și dovedită. Și n-aș fi ajuns chiar acolo atât de frumoasă și faină să fie experiența asta și fără partenerii care au fost alături de mine. Este vorba despre tehnică vizuală, Detailing Geek și Art in Motion din Suedia, mai exact Marian Gădău. Așa că țin să le mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul pe care mi l-a dat și cunoștințele și toate cele. Și vă mulțumesc și vouă pentru că mi-ați fost aproape, mi-ați transmis foarte multe mesaje de încurajare și așa mai departe. Câțiva dintre voi au și fost acolo să mă vadă, la Salzburg, pe care stau în Austria. Am fost foarte, așa, un pic stânjenit, așa că a venit cineva să mă vadă de acolo și așa. Și da, mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Așa că acum o să vă las eu videoclipul să vedeți care a fost toată experiența de acolo. E un pic așa, un pic haotic, pentru că am avut și multe demo-uri de făcut, de plimbat, de experimentat acolo ce se întâmplă. Și da, emoții și toate cele și a fost extraordinar. Bine, vă mulțumesc încă o dată și vă las în continuare cu restul videoclipului. Bineînțeles că voi face și un videoclip dedicat cu prezentarea întregului sistem, dar acesta va fi după ultima parte din munca pe care am făcut-o încât să ajungem la stadiul ăsta. Vizionarea plăcută! Salutare tuturor! Iată că am ajuns și la Salzburg. Astăzi este miercuri dimineața relativ. Azi noapte am ajuns într-un final, am cazat somn, iar acum voi merge să spăl mașina și după care mergem la mese. Mai vorbim cu câțiva băieți cu care m-am împrietenit pe net din Anglia, cu Marian, trebuie să mă întâlnesc pentru că are niște lucruri foarte interesante să ne arate și mâine are lansarea oficială, mine sau poi mine, nu mai știu exact. M-am odihnit, iar acum urmează câteva zile așa puternice, strong și de emoții, de toate cele. Din păcate vremea nu este cea mai frumoasă, ca azi dimineața cum am trezit și am deschis geamul, ninja. Se mai vede un pic pe stâlpul ăsta. Așa, încă nu știu care va fi programul, dar eu am decis să vă iau cu mine și să vă arăt așa cam ce am făcut aici la acest campionat european de car audio. Nu mai spun că emoțiile sunt enorm de mari, dar cel mai important e că sunt aici și eu să mă simt așa în largul meu, în lumea mea, cu oameni extraordinar de fain și atmosferă superbă. Asta e cupa mea, să zic așa. Mai departe ce o fi și vom vedea. Dar, na, sunt curios și eu să văd despre sistemul meu, ce spune lumea, ce părere are, care este feedback-ul. Rămâneți aproape să vedeți ce nebunii sunt pe aici. Asta e și clasica filmare din lift. Asta e bagajul. Parte din el. Vă arăt o mașină să vedeți ce mai am.
Și după cum am spus, chiar a nins aseară. Azi dimineața, mă rog. Superb, superb. Asta e o parte de dezastru. Și cea de-a doua. Și am ajuns și la mese. Deocamdată rămâne aici să vedem care este programul și pe unde se intră, cum se intră. Am mai recunoscut aici o mașinuță de anul trecut. Peugeot-ul ăsta mai nebunatic. Am parcat-o aici și va trebui să intrăm în hală pe acolo. Da, emoțiile încep să bată din ce în ce mai tare. Aici cred că este o parte din echipa PS Sound, dacă nu mă înșel. Recunosc CLS-ul acela. Aici mai e un Audi interesant. Tot nu vine să cred, aici e mașina mea. Jesus. Sound și UK sunt aici. Aici în hală și aici urmează să fac eu înscrierile. Să vedem unde mă vor așeza. Asta e prima realizare. Acum să punem mașina în hală. Și acum că mi-am luat toate pasurile și așa mai departe, mi-am găsit loc unde să pun mașina. Mergem în hală.
Am mașina la hală, nu pot să cred. Jesus, cât e de mare. Tot mă uimește de fiecare dată. Imens. Și mai e și în partea cealaltă. Și cam așa arată stadiul de preparare. Aici este hala unde e bubuiala, să zic așa. Cam așa ceva arată. Din păcate, anul ăsta fiind, de fapt, nu e de păcate, pentru cei care sunt aici de la SQ împreună cu băieții gălăgioși, e un pic mai nasol. Dar na, e bine că sunt mai multe mașini și avem ce vedea. Și avem și acolo ceva interesant. Mâine aici va avea loc premiera, diseară tot aici party-ul, așa că va fi extraordinar de fain.
noastre au început. Primul arbitru a intrat în mașină și îmi ascultă sistemul. Vom vedea ce părere are mâine. Uite, man of the hour. Și Marian, sub brandul Time Machine, și-a lansat propriile difuzoare. Cam așa arată. Asta este un subwoofer, mid-bass-ul, media și înaltă. Și asta este mașinuța lui. Și cealaltă două sunt la fel echipate cu noile difuzoare. Iarăși demo și demo, de data asta face Norbi. Ultima zi și acum începe nebunia și emoțiile. Pregătiri pentru premiere. Acolo sunt cupele. Și așa mai departe. Mai avem o oră. Mă rog, ceasul e de România a rămas, dar la 4 începe. Mă duc să mă calmez. So. Ladies and gentlemen, thank you for being here. I wish all of you a good trip back home. It was a pleasure to have you here.
Thanks a lot. Bye bye. From Sweden, Andreas Niklasson. Congratulations. This is something really good. Looking so goddamn cool. Okay, place number four is representing the United Kingdom. So we have three of them. It goes to the PS Sounds, to Laimunas Kibla. The place number three is going to the United Kingdom. It goes to Platinum Incar, to Pritesh Patel. These guys are competing since quite a while, huh? Okay, the European Vice Champion is going to the United Kingdom PS South, Mr. Peter Steinbacher. And the European Champion is representing the Team Rebek from Norway, Mr. Kjetil Schei. Kjetil, congratulations. So, Multimedia 5-1. So, third place is going to the Ground Zero Team Spain, Audio Sonido, Daniel Agenio. The European Vice Champion in the Multimedia Master 5-1 is representing the Camp David Klangfutzis team from Germany, Jascha Reifegerster. And I guess he has quite a lot of trophies already, isn't it? Yeah. So the European champion is representing the team MAD Sweden, Dick Jönsson. Nice place here. We are going for E Unlimited. Sorry. So we are facing 18 people here. So E Unlimited. Place number 13 goes to Slovakia, the Auto Hi-Fi Slovakia team, Dujans. So, last three. Who's left? Hands up. I know you. Yeah. There's always the same guys. But you're really, really close, guys. Yeah, this is really tight. Okay, the third place goes to the Klangfutzis Munich from Germany, Michael Hofnagel. Okay. Wait, my God. Just have a look. Nobby told me I'm not allowed to ask the guys if they are nervous. No, you're cool. Oh. Okay. The European Vice Champion is representing Up North Country, Finland, Mr. Jani Aaltonen. And the European Champion in the E-Unlimited is representing the AIM Rebek team from Romania, Alexandru Stoianu. Thank you.
Short and simple, come on. European Vice Champion is representing the United Kingdom. Ionescu Inward Katalin. And European Champion is from Team AIM Sweden, Marian Gadau. Congratulations to you guys. From the Horsenkook Oostage in Germany, Dosh Muni! We just had a chit chat. You remember how good the atmosphere here is and how nice the people? Do you still think that? Okay. Between third and second place, it's half a point. Again, very nice. Okay, third place, representing the team PM Rebec Sweden, Johan Strand. Who's the dance? Er versucht nicht irgendwo hinzuschauen, dass er jetzt wieder in die Hosen macht. Okay, so we have two left. Two guys which have been European champions, vice champions, third places already. Is it correct? So you both have all. Yeah, okay. So again, the same faces with the same trophies. European vice champion representing the team SES from Germany, Mr. Hans Schneeberg. And the European champion from team MAD Sweden, Ted Öpper. În clasa lui, locul 2 și încă un campion. Acum plecare. Și să vedem și cealaltă campioană. Am visat la momentul ăsta, efectiv. Și acum s-a îndeplinit. Da. Dragilor, și din locul ăsta minunat, aș vrea să aveți și voi feeling-ul ăsta pe care l-am eu, că e senzațional, e ceva de nedescris. Nu pot să cred că sunt campion european în clasa mea. Am venit. Da, nu mai are rost să mai vorbesc. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la final, iar până data viitoare, numai bine. Ciao.